a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. I'm not finished. Your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along to my stereo. Salut la toți și astăzi o să facem un mic videoclip cu o nouă mini teorie despre acești doi tipi din Ninjago Core. Adică totuși într-un fel are sens de vreme ce Ninjago Core Starlight deja se reme și avem un nou wave de core, însă nu cred că e adică m-aș duce pe cealaltă teorie, dar nici aia nu prea are sens din păcate, însă ci că tipul ăla cu păr roșcat, e tipul ăsta, Ninja Fujia și Ninja trebuie să îi învețe, iar cealaltă tipă este tipa asta, din noi Ninja Chica, pentru că au detalii asemănătoare, deci, practic, ar avea o mică logică, însă, totuși, aș merge mai mult pe cealaltă teorie, însă, din păcate, nu cred că e ok, adică, gen, nu prea are logică după timeline, adică după timp și, în fine. By the way, aici pe ecran aveți niște idei despre Ninjago Crystallized, care se numește Civil War. Este făcut de Tyler Fishes, de fapt cu un al browser, care cam e stricat pentru că o să vedeți în câteva momente. Puneți pauză să citiți aceste idei. Sunt interesante ideile. Aici avem un sezon în spațiu. Vreau doar să vă arăt video chestiile astea pentru că mi se par interesante ideile, însă nu chiar și ultima, pentru că ultima e mai ciudată. Aici avem un sezon în vestul sălbatic. Da, interesante idei, puneți pauză să citiți dacă doriți, pentru că, adică nu prea am ce să zic aici, din păcate, despre chestia asta. Dar, da, am decis, mi se pare o idee interesantă. Și ultima este cea mai ciudată, Next Generation, dar cred că acel alt browser e stricat, pentru că, da, aparent face o chestie Next Generation destul de weird și foarte sus, da. După cum puteți vedea, like, Call și Misako, Ushi Misako, pe bune, fiul lui Ushi Misako nu are nicio noibă. Call, fiul lui Call și Misako nu are nicio logică, efectiv, chestia asta. Kai, fiul lui Kai și Skylar, ok, chestiile alea nu prea au logică. Asta e ceea ce practic vreau să vă zic în acest videoclip. By the way, săptămâna viitoare o să postez un videoclip nou, evident, pe care l-am postat și pe primul canal, pe canalul principal, doar că o să-l fac stop motion, o să vedeți, și plus la asta sunt în teze și nu prea am timp, însă după teze o să încep să lucrez și la seria stop motion, dar totodată la celălalt videoclip de pe canalul principal pe care îl vroiam și plus la asta, weekendul ăsta posibil să mai fac un videoclip pentru mâine pe canalul principal. E ceva o chestie pe care nu vreau să, adică gen, e o chestie, o să vedeți, e un fel de, nu că hate, e un fel de, o să vedeți mai în scurt, iar după acel videoclip o să mai fac un videoclip unde o să vorbesc despre chestii toxice și, adică gen, despre comunitatea de bullying, pentru că, na, trebuie să fim oameni mai buni, nu? Cam asta am avut și eu de spus, hai să nu, și noi ne vedem data viitoare, pa!